Bună ziua! Bine ați venit la prima oră de fizică de la liceu. Astăzi încercăm să ne reamintim o serie de fenomene studiate în gimnaziu. Fenomene mecanice, electrice, optice. Interacțiunea dintre corpuri reprezintă acțiunea reciprocă dintre acestea. Ați aflat de ce merele nu cad niciodată în sus? Măsura interacțiunii este forța. Aici este vorba despre acțiune și reacțiune, cele două forțe care se află pe aceeași direcție, au sensuri opuse, au același modul, dar punctele lor de aplicație sunt situate pe corpuri diferite. În urma interacțiunii dintre corpuri, acestea pot suferi anumite modificări. Unele se pot deforma elastic. Observați, undița acestui mic pescar s-a deformat în urma interacțiunii. La fel și salteaua de la locul de joacă sau de la sala de sport. Ce s-a întâmplat între cele două mașini în urma interacțiunii, doar un tinichigiu priceput va mai putea rezolva problema. Ele au suferit o deformare plastică. Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au folosit anumite dispozitive pentru a li se ușura munca. Acestea se numesc mecanisme simple. Cele mai uzuale sunt pârghiile. Pârghia de gradul 1, pârghia de gradul 2, și pârghia de gradul 3. La fel, tot pentru a se ușura munca oamenilor, se folosește și planul înclinat. Iar unii dintre voi ați fost la bunici la țară și ați scos apă ajutându-vă de un scripete, dacă nu, l-ați văzut în lucrările de construcții de prin șantiere. Știați că viteza sunetului are o valoare mică în raport cu cea a luminii? Aduceți aminte de furtunile de vară? Care fenomen era perceput mai rapid? Cel luminos sau cel sonor? Ați mai studiat și despre reflexia luminii, lumina întorcându-se în mediul din care a plecat. Atunci când întâlnește o suprafață reflectătoare, cum ar fi oglinda sau luciul unei ape. Lumina se propagă în linie dreaptă, viteza acesteia fiind de 3 ori 10 la puterea 8 metri pe secundă la pătrat. Dragilor, gata cu poveștile! Pentru data viitoare, pregătiți-vă! Vom da testul inițial. Succes! Ups! S-a strecurat o greșeală. Cine o depistează?